Ministrul Agriculturii a anunțat că APIA a plătit până în prezent subvenții la 95% dintre fermierii români. Oficialul a subliniat că cei 5% dintre fermierii rămași care așteaptă să primească subvențiile se află în proceduri de control și verificare. Conform Ministrului Agriculturii, până la această oră, APIA a plătit subvențiile pentru aproximativ 700.000 de fermieri, asta însemnând un procent de 95%, iar restul de 5% dintre cererile de subvenții se află în proceduri de control și verificare de către instituția din subordinea APIA teritorial. Mai mult, șeful MADR a ținut să precizeze că în conturile BNR se află deja 800 de milioane de euro, sumă rambursată de către Comisia Europeană aferentă plăților efectuate de APIA în sumă de 1,6 miliarde de euro. APIA a autorizat la plată aproape 1,6 miliarde de euro și în momentul de față pe plățile pe care le-am făcut până pe 28 decembrie, Comisia Europeană ne-a rambursat deja suma de aproximativ 800 de milioane de euro care se află în conturile BNR, a mai spus ministrul. Cât despre unele acte normative cerute de fermierii protestatari, oficialul a subliniat că o parte dintre ele sunt trimise deja către Consiliul Concurenței pentru avizare, iar în prima ședință de guvern, acestea urmează să fie aprobate.